Lumea ne acuză că tot timpul vorbim la început de Dinamo și de Rapid. Am zis azi să începem cu cea mai în formă echipă din Liga 1, Craiova lui Reiecanf, cu Andrei Ivan, care după ce a fost certat de Mirel Rădoi, a început să dea goluri și ultima dată a dat 4 într-un singur meci. Da, Craiova merge poate suspect de bine, adică ceva trebuie să se întâmple la un moment dat. Și Reiecanf de altfel a recunoscut că la un moment dat sunt șanse mari ca această echipă să pice, probabil la o primă înfrângere, dar până atunci este o echipă care produce fotbal, produce goluri și este purtată în față, într-adevăr, de Andrei Ivan, care este într-o formă deosebită, dar să sperăm că această formă îl va ține și la echipa națională. Mai puțin atunci când trebuie să marcheze pe cineva la un corner, nu știu, zic și eu. Da, e dificil, dar linia de atac a Craiovei arată foarte bine, însă, din păcate, distanța față de Cluj momentan este de mare, 8 puncte. Chiar și cu înjumătățirea, cred că clujenii ar putea să facă față unui... Depinde foarte mult și de meciurile directe, pentru că, până una alta, Craiova este echipa care poate investi în continuare. CFR Cluj pare mai degrabă că, nu știu, se duce la un magazin second hand și își alege anumiți jucători. În vreme ce Craiova poate investi dacă e nevoie să facă și mai ales că Reiecanf are și puterea de a convinge principalul investitor să bage bani, ceea ce antrenorii dinainte, Uzunidi și Bergodi, nu prea reușeau să facă. Metrușul ediția 29, avem Liga 1, avem turneul de tenis de la Cluj care s-a finalizat cu ce a zis Viorel, adică cu Anet Contaveit calificată la turneul campioanelor. Avem fotbal european cu zvonul de antrenor de la Newcastle și alte meciuri interesante. Derby Manchester, Ronaldo a făcut din nou senzația seară în Champions League. Să-i dăm drumul. Rapidul a dezamăgit din nou. În buna tradiție a ultimelor săptămâni. Cupa României a fost dezastru, iar în campionat n-a fost nici acolo prea bine. Bine, a ieșit un scandal foarte apric după acel meci de cupă, s-au vorbit de cumetrii, s-au vorbit de pariuri, s-au vorbit de toate scenariile, pentru că frustrare mare, pentru că cupa de obicei e o competiție pe placul Rapidului. În ultimii ani n-a prea fost așa, Rapidul a ieșit repede chiar și acum, unde în cupă vedem că nu au rămas totuși echipe foarte, foarte mari, adică Craiova are o mână și jumătate pe trofeu în acest moment, la ce echipe au rămas în competiție. În schimb, în campionat, cred că suporterii rapidiști pot fi mulțumiți de modul în care arătau jocul echipei. Au fost multe ocazii, putea să și prost, e adevărat, la singura ocazie a echipei lui Mititelu junior sau senior sau cine mai e pe acolo, dar în sfârșit Rapidul a arătat că poate să domine într-o partidă și să-și creeze mai multe ocazii de gol. Deci se poate. Și cu un antrenor obișnuit să joace la ciupeală, ca și omologul său de pe banca Craiovei, de altfel. Practic, cu acest punct a revenit pe loc de play-off, pentru că UTA a pierdut acasă. Da, acum vom vorbi de victima noastră preferată, cum ne-au zis oamenii de pe internet, Dinamo, care n-a mai obținut. De fapt, n-a mai bătut pe nimeni din august. Ultima dată a bătut Clinceniul. Salut, Ionuț Chirilă. Și acum au pierdut 4-1 la Sepsi, unde s-au dus cu încredere. Rednic s-a dus destul de încrezător să obțină măcar un punct. Bine, Rednic mereu are acest discurs. Mergem, facem, dregem și după meci Cutărescu a greșit la golul ăla, Cutărescu n-a ieșit bine pe centrare, Cutărescu se duce la echipa a doua și am nevoie de transferuri. Cam asta a fost șablonul pentru fiecare declarație dată de Mircea Rednic. O înfrângere clară pe terenul lui Șep și care spunea data trecută că este dezamăgirea acestui sezon, dar are timp să-și revină odată cu venirea lui Bergodi, parcă lucrurile arată mai bine și o victorie, cum spuneam, clară, împotriva unui Dinamo debusolat, semn că Dejan Sorescu a fost trimis la echipa a doua, dacă nu mă înșel, și că cine știe cum va arăta Dinamo în meciul cu CFR Cluj, adică iarăși 4-5 jucători noi, nu știu ce să zic. Da, Sepsi încă are șanse să ajungă în zona de play-off, mai ales că de la locul 4 în jos lucrurile sunt foarte schimbătoare, așa, de la o zi la alta, de la o etapă la alta. A revenit și FCSB-ul la meciuri, a
câștigat la Buzău, pe tradiționala arenă echipei din Buzău, deja, adică... Da, echipa roșu-albastră, nu a jucat pe un stadion roșu-albastru și a învins o echipă care arăta destul de bine în ultima vreme, FC Argeș, dar care a renunțat pentru 3-4 minute la fermitatea sa defensivă și a fost pedepsită chiar de două ori, unde FC Argeș poate ar fi meritat un egal după cum a arătat jocul. Iată că FCSB, chiar și în această pauză forțată pe care și-a asumat-o, arată ok, dar la ce meciuri urmează să vedem cât o să-i ducă benzina și cât jucători vor fi apți pentru meciurile cu Faru, care se va juca joi, pentru meciul cu Voluntari și tot așa. N-am lăsat mai spre final de întâmplător CFR Cluj. Ei, CFR Cluj, specialitatea casei, a bătut într-un meci important de altfel pe FC Voluntari. Golul Rani, minutul 90. În campionat toate lucrurile merg bine. Un fel de Juventus în oglindă, dacă vrei, nu? În alți ani, că Juventus anul ăsta... Că Juventus arată bine în Champions League și prost în campionat, ei viceversa. CFR Cluj arată bine în campionat, mai ales pe teren propriu. În deplasare, n-au prea jucat nimic cu Botoșanu și cu Rapidul și au fost pedepsiți. Dar, în schimb, în campionat merge încă rețeta Dan Petrescu. Sperăm la un punct de aur obținut în Olanda cu AZ Alkmaar, dar... Și ce uți te ajută punctul ăla? Te ajută că... Coeficientul ai jucat cu o echipă cu... care valorează 40 de milioane cu buget, nu? Nu știm, celebru discurs de acum. Dintr-o ligă care a dat acum 3 ani o echipă în semifinale Champions League? O echipă care știe fotbal de la A la Z, nu? Ia-o pe asta! Da, trebuie să procesez pe asta, e mult prea de dimineață, e de 8 și 25 și 28 de minute, deci ca să știți la ce oră tragem podcastul, ca să fim și noi puțin meta. CFR Cluj trebuie să meargă pe rețeta asta, în campionat merge, dar crezi că investitorii sunt mulțumiți doar de un campionat câștigat și nici măcar eventul să câștige și cupa, doar campionatul și o prestație super mediocră în cupele europene? Da, această prestație super mediocră nu cred că era pe caietelul lor de vise, dar s-a întâmplat și au cules practic ce au semănat investitorii de la CFR Cluj, pentru că n-au băgat bani cu adevărat sau nu au avut răbdare cu un antrenor pe care l-a lăseseră în vară. Băi, hai să schimbe stilul echipei, hai să facă ceva, să joace ofensiv, să nu știu ce, hai să schimbăm cu Dan Petrescu. Acum se vorbește de Adrian Mutu, care stă la cotitură și până la final de sezon se întoarce Dan Petrescu, nu? Și tot așa. Păi e sezonul bun în Dubai acum, de plimbare și de shopping, sunt niște reduceri probabil, pe vine Crăciunul, târgul de Crăciun din Dubai e celebru, de altfel. Da, probabil ar trebui să-și, nu știu, să-și ia două, trei echipe ca la hockey, să le schimbe așa din când în când, cu antrenor cu tot de data aceasta. Adică să intre un pic cu Mutu, câteva etape, poate mai prea minte Oan, echipa interimar, după care vine Adrian Anca, Petrescu. Să nu uităm Adrian, pe cineva. Uite, ar merita. De ce nu? Asta se întâmplă și atunci ne întrebăm de ce dintr-o grupă totuși accesibilă CFR Cluj n-a un punct. Da, să lamente un punct, da, și e acela cu ceva noroc. E, poate ia exemplu Barcelonei și na, revine încet încet și se califică în grupe, nu știu. Da, de asta spuneam că poate un punct n-ar fi rău în Olanda, pentru că poți să baci totuși pe Randers în deplasare și pe Jablonec acasă. Poți să... Și locul 2 se califică și el în mai departe? Cred că depinde foarte mult de cum arată restul de locuri 2 în acea competiție. Deci și probabil, na, nu știu, victorii la Randers în deplasare mi se pare SF în momentul ăsta. Adică la ce poftă de joc arată CFR-ul și ce atac au în momentul ăsta, mi-e greu să cred totuși că vor termina grupa cu mai mult de 5 puncte. Randers, pe Randers vă zic, dacă vine Ionuț Chirilă face o tactică ofensivă, gen AC Milan și bat acolo cu 2-3-0 pe Randers. Dar minte Dan Petrescu. Care totuși are școala britanică de fotbal. Da, deocamdată arată că are școala vieții mai mult decât școala britanică.
Cam asta a fost cu Liga 1. Ne așteaptă în weekend Dinamo CFR Cluj, un pronostic ceva la meciul ăsta? Să pare cel mai atractiv meci din tot ce ne propune etapa? Da, mi-e greu să cred că CFR Cluj poate rata victoria, dar nu cred că o va face la scor, așa cum Dinamo, din păcate pentru suporterii ei, s-a cam obișnuit să ia bătaie la handicap. Cred că Dan Petrescu s-ar mulțumi și cu o victorie cu 2-0, să spunem acolo. Deși n-ar fi exclus, uite, Torje în super formă, să nu mai dea iarăși un gol de la 25 de metri sau cum a dat. Super formă este... Pentru cineva de la Dinamo, da, pentru cineva de la Dinamo. Da, și la fel foarte important este și meciul dintre FCSB și Voluntar. Dar să vedem câți jucători vor fi apți până atunci și să vedem dacă Voluntar își revine după șocul de a fi pierdut în minutul 90 într-un meci în care poate ar fi meritat un egal cel cu CFR Cluj. A fost tenis la Cluj, aproape ne-am bucurat cu Halep în finală și apoi a fost o victorie clară a estoniencei Kontaveit, cred că așa se pronunță, care, cum ziceai, săptămâna trecută avea nevoie de succes aici ca să-și securizeze ultima poziție la turneul campioanelor de la Guadalajara. Și știi cu i-a suflat acest loc? Probabil Garbiniei Muguruza. Da, clar. Nu, în Jabeur s-a făcut o mare nedreptate. Ah, ok, s-a făcut o mare nedreptate, da. Tunisia plânge. Dar, pe de altă parte, cred că, nu știu, al treilea sau al patrulea turneu pe care îl câștigă Kontaveit în acest an. A avut un an deosebit și merita să fie la Guadalajara. Da, un turneu de 250 de puncte. Asta. Și ne gândim că totuși turneul de 250 de puncte, deci anul ăsta a fost destul de ciudat, pentru că dacă un turneu de 250 de puncte ajunge să-ți dea, să-ți decida a opta calificată a turneului campionilor, te întrebi care au fost campioanele anul ăsta. Oh, nici n-are rost să le trecem în revistă. Că... Poți să zici care sunt alea 8? Adică avem, știi, lista oarecum? Avem... Nici nu vreau să mă uit. Nici nu vreau să mă uit. Cine nu este? Mai degrabă am face un turneu al campionului cu cine nu este acolo. Cu Naomi Osaka, de exemplu, cu Halep. Sau... Da, am putea face. Sau cum se califica să la un moment dat mai mulți jucători din România la turneul celul mai bun jucător de Challenger. Cel mai bun jucător decenți. Da, așa și aici. Da, e păcat că Simona Halep n-a reușit să ducă până la capăt un turneu bun, dar pe de altă parte trebuie să recunoaștem că nici nu a avut cele mai tari adversare. Adică când a dat de cea mai tare, acolo s-a cam terminat treaba. M-am sperat un pic în setul al doilea, nu? Că se dusese la 2-0, am zis hai că se poate, dar după aia Kontaveit a zis, hai tate că îmi pleacă avionul de Mexic și am treabă. N-am, e cea mai bună perioadă anului, e soare frumos, poate dacă ies din grupă mai am 2-3 zile să văd și eu pe acolo să fiu turistă. Așa, Simona mai joacă un turneu, dacă nu mă știu, anul acesta, la Linz, unde teoretic ar putea să câștige și va termina în jurul locului 22, parcă, în clasamentul mondial. Not great, not terrible, dar e ok. Adică a avut un an modest și cred că cel mai modest de 2014 până acum. Da, în condițiile în care a fost accidentat, în condițiile în care a recunoscut și ea că a forțat, că a venit mai repede decât trebuia, pentru că voia foarte mult să joace la turneele acestea de mare șlem. Și, ca de obicei, așteptăm un reviriment în Australia, acolo. Să... Emma Raducanu? Am avut dreptate când am zis că skip and run, stilul clasic demonstrat în anii ăștia de Kenin Răduc ăsta, Andreescu, nu știu, numește tu oricâte jucătoare care au câștigat un turneu important, după care au căzut într-o doză de anonimat complet, la nivel de joc, nu la nivel de publicitate sau spotlight. Bine, Emma Raducanu are nevoie de o pauză, are nevoie să-și revină, are nevoie să fugă un pic din fața presei, să spun așa, și să-și găsească un antrenor care să o ducă la nivelul următor sau care să-i aducă acea constanță de care are nevoie. Că ea poate e la un nivel bun de joc, dar are nevoie de constanță. Uh-huh. Poate asta îi lipsește, poate de aici și acea înfrângere la scor cu Marta Costiuc, care după aceea a fost dezmembrată
între ghilimele, că se folosește în presă, dezmembrată, distrusă, mă rog, de Simona Halep. Ucraineanca, sora mai mică, Elina Svitolina. Da, da. Care și ea, mare, probabil, multe de spus în tenis. Și ne bucurăm că au mai luat niște puncte pe acolo și Jacqueline Cristian, Gabi Rusea Bughinionu să joace cu Simona Halep în primul tur. Și că am avut un astfel de turneu până la urmă în România. Am sperat să avem și la băieți. La un moment dat, nu știu pe unde, probabil tot în Cluj, că altă soluție nu este, pentru că și... La tur, da. Da, pentru că și Filip Jianu sau... Eternul Marius Copil. David Nicolae Ionel, poate chiar și Marius Copil au nevoie de puncte ATP și de un alt nivel de joc. Vorbind de ATP, zilele astea se desfășoară turneul de la Paris, ultimul Masters al anului, cu Djokovic, Zverev, Medvedev, Tsitsipas. Și tot neamul lor? Da, n-am prea urmărit. S-a întâmplat ceva interesant luni. Cum? Adică am crezut că era în picioare după ce Marton Fucsovics reușise să-l ducă în setul decisiv pe Djokovic. A zis, let's go, Marton, let's go. Dar până la urmă... Nu mai bucur la... Adică m-am bucurat că a pierdut slam. Am mai pierdere de energie să mă duc să mă bucur la... Până la urmă, evident că Djokovic a bătut. Dar să vorbim un pic, foarte puțin, și despre weekendul destul de nebun care a fost în tot în circuitul ATP. Aslan Karatsev a învins la el acasă, l-a învins pe Cilic în finală, adică... S-a jucat în Cecenia un turneu de tenis? Că numele jucătorul ăsta îmi sună dictator din Cecenia. Așa sună, nu? Și pe partea cealaltă, la Viena, Francis Tiafoe, cred că a jucat prima sa finală, sper să nu greșesc, în circuitul ATP și, din păcate, a fost învins de Zverev, dar până atunci a jucat chiar un tenis destul de bun. Atât de bun încât a pierdut în manșa inaugurală la Paris, în fața lui Marcos Giron? Chiron? Bagdatis? Mai joacă? Mamă, cum ar fi? N-ar fi. Să fac un dublu cu... Filipusis sau și Patrick Rafter. Da, și a fost și, cred că a ieșit din turneu și senzația tânărul spaniol de 18 ani. Cred că a pierdut cu Zverev. Da, bine, Alcaraz, Garcia. Alcaraz, care are tot viitorul în față. Adică a arătat că știe să joace și pe hard, totuși, până la un punct. Adică a arătat lucruri bune și la US Open. Pe zgura a trebuit totuși să rupă în viitor. Deci, Spania are. Am îndoiel pentru că au mai fost jucători de genul ăsta. Ți-am adus aminte de coreanul Chung, care a făcut un super turneu la Australia până acum vreo 2-3 ani, care după aia n-a mai zis nimic, sau... Opa Gangnam Style. S-a dus. Sau ceva. Sau, nu știu, Gregor Dimitrov, spune ceva? Mamă, Dimitrov. Grigor Dimitrov. Grigor, nu Gregor. Mi se suflă în casca pe care nu am. Da. Și cine crezi că va câștiga turneul ăsta? Mergi pe Medvedev sau Djokovic vrea să dea o ultimă lovitură? Cred că Djokovic se forțează un pic, nu știu. Bine, ca iubitor de tenis poate nu mi-aș dori o finală Djokovic-Medvedev. Adică să fie show total, dar probabil că aceasta va fi. Păi mai ai varianta să unul din ei cu Tsitsipas sau cu Zverev, cam astea sunt combinări. Astea, ăștia patru combinări de patru luate, câte două. Poate vine Sinner să-i bate pe toți, nu știu. Sinner, da. Acest italian, italiane, nu? Da, da. Sinner, sau nu știu. Yannick Sinner, si, davvero. Da, cam asta cu tenisul. O să urmărim turneul de la Paris. Cumva ne va da partea finală a configurației pentru turneul campionilor de la Londra, nu? Nu, tot la Londra, parcă e. Nu cred că l-au mutat încă. Trebuie verificată informația asta. Oricum, anul ăsta cred că va fi prima dată după mulți ani când la turneul campionilor nu vor participa Nadal și Federer sau Nadal sau Federer. A trebuit să primească măcar un wildcard de acolo să joace în deschidere, nu știu. Să facă un demonstrativ. Cam asta cu tenisul și trecem la secțiunea de fotbal european, că avem multe de zis. Cu ce vrei să începem? Cu golul Ronaldo de seară? Sau cu... Sau cu... Un clișe. Da, trebuie să-l lau, uite-mă la cameră și zic că Ronaldo a fost extraordinar de seară și cumva într-o grupă
Nu, dar eu mă bucur pentru că mai rămâne Ole câteva săptămâni. I-a păcălit, practic a făcut schema aia cu Tottenham și a ajuns Conte la Tottenham. Cine mai e Zidane? Trebuie să-i găsească și lui Zidane o echipă, nu știu. Poate rămâne Wolverhampton fără echipă și îl ia pe Zidane. Habar n-am, face o revoluție. Da, sau poate o bate pe City, se supără șefii de acolo și gata, Guardiola afară, Zidane in. Sau Guardiola afară la orice pe Ole, că ne-a bătut. Da, clar. Da, Atalanta, spun din păcate și pentru că sunt un mare iubitor al fotbalului italian, dar și pentru latura aceasta umană a fotbalului, a fost fraieră și întors și retur. Adică cumva a avut-o pe Man United în mână, mai ales în meciul, da, mai ales în meciul acesta din, de la Bergamo. A ratat vreo două ocazii bune de 3-1 și cam acolo s-a decis soarta jocului. Că na, minutul 90 era clar că e ceva în aer. N-a venit golul cu capul, a venit din vole acum pentru Cristiano Ronaldo, care a ajuns la 5 goluri din cele 8 date de United în Champions League. Adică fără el... E golgheter all-time și a Ligii Campionilor, din câte știu. Da, bineînțeles, nu o să-l ajungă nimeni ever. Poate Lewandowski să mai dea câte 3-4 pe meci. Your favorite. Da, în Anglia, nu o să răspund la această provocare. Da, rămânând în Anglia, în weekendul ăsta avem Manchester United cu Manchester City, dar weekendul care a trecut a însemnat o detașare, a luat un mic avans Chelsea față de Liverpool, care a pierdut în dulcele stil clasic cu, ca să știam pe Nikita Stănescu, a pierdut 2 puncte acasă cu Brighton după ce a avut 2-0, iar City a pierdut cam fiecare an puncte cu Crystal Palace. Că pierde cu Crystal, nu știu ce se întâmplă. Au talentul ăsta de a împrăștia puncte cu echipe mici. Cooperativa. Da. Cooperativa. Că uite, meciul direct cu Chelsea au fost net superiori. Și totuși uite că acum Chelsea are 5 puncte peste ei, în condiția că a pierdut meciul direct. Bine, campionatul pare disputat în continuare. Mai vine și Conte un pic să încurce lucrurile pe acolo. Chiar și cu... Și a revenit și Arsenal. A bătut, da, la Leicester, adică nu e puțin lucru. Și are multe meciuri în care n-a primit gol. Adică, what? Nu e cumpărat același număr de puncte ca United. Da, ce, nu te-ai fi gândit în acest început de sezon că trupa lui Arteta va arăta atât de bine. Cât de bine, vedem cât îi ține benzina, pentru că media de vârstă este scăzută, o bună tradiție a lui Arsenal. Și să sperăm că o să-i țină cât mai mult, că e nevoie și de Arsenal pe acolo. Adică, acum cu... venirea lui Conte la Tottenham, cu această revenire a lui Arsenal, cu Solskjaer, du-te, vine, o pleacă, nu știu. Pare că numai Ronaldo vrea să-l țină în continuare, că e tot de gol. Nu-l suportă, dar își face datorie, da? Bine, mă, iar la gol, mă, ce am făcut, mă? Era pe Facebook o chestie simpatică, bine, era cu Maguire, wow, super legendarul fundaș de la United, Maguire și... Ronaldo, având o conversație fictivă, ce-ai făcut? Iar ai dat gol, iar rămâne cu ăsta pe cap? Așa, și, așa se și întâmplă la United. Adică ne-am gândit că jocul va arăta bine odată ce Solskjaer a schimbat un pic, a fost un pic mai îndrăsneț, a jucat cu Cavani și Ronaldo în același timp, a făcut niște schimbări. Aproape 100 de ani de fotbal. Da. Poate și faptul că a lipsit Pogba, nu? Să-i fie ajutat un pic. Pogba o să fie trimis la echipa a doua? Nu? Și-a amenințat. După atitudinea pe care a avut-o meciul cu Liverpool, nu știu, n-ar mai merita să joace vreodată la Manchester. Cineva în iarnă trebuie să apeleze la impresar și să facă curățenie. Deși e greu să scade Pogba, e greu să scap chiar și de David De Gea, care iarăși nu e o garanție. Adică dacă încep să reciți echipa lui United și încep cu De Gea, mai zici un Maguire pe acolo... Mai ai și Lindelof care... Da, te cam iei cu mâinile de cap așa, un pic. Și nici Sancho n-a făcut nimic, n-are niciun merit, nu știu. Așa, noi la Borussia e un soi de blestem, pleci de la Borussia, nu mai joci nimic. Există două excepții în anii ăștia. Unul este Lewandowski, bineînțeles, și al doilea este Gündoğan, care e un jucător de bază la City de ceva ani buni. Dar trecând acum la Italia, Zlatan a marcat golul cu numărul 400 din carieră.
la 400 de ani de viață, 40 de ani de viață. 40. 400. Probabil ca în serialul acela nemuritorul, poate chiar... Așa slab pe campionatul Italiei ca un jucător de 40 de ani să fie la o echipă care e pe primul loc, e la egalitate de puncte cu Napoli. Sau atât de abil este Zlatan Ibrahimović încât să știe să-i păcălească mereu pe fundaș. O victorie mare pentru Milan, la care a contribuit totuși Ciprian Tătărușanu, a avut mai ales o intervenție încă importantă. Încă accentat portarul francez, e încă accentat. Da, da. Și n-au făcut transfer, n-au adus pe Cuciac de la FC Vaslui. Mai joacă un pic și are medalie de campion, în cazul în care Milan ia campionatul. A jucat suficiente meciuri ca să-i dea medalie. Și Mourinho, prima lui înfrângere, cred că pe teren propriu după vreo 43 de meciuri în Serie A. Era un specialist al meciurilor. Cine au pierdut? Jucate acasă cu Milan, vorbesc. Ah, meciul de acum. Da. Semn că... Dar revelația mea în Italia a fost alta weekendul ăsta. Nu o să ghicești din 100, zic direct. M-am uitat la Salernitana cu Napoli și la un moment dat am auzit comentatorul zicând Ribery, de vreo 3 ore așa și m-am uitat pe fleasca, zic, bă, ce Ribery? Și Ribery joacă la Salernitana, deci încă mai joacă, asta era, știa că încă joacă Ribery și numai la Fiorentina, unde n-a făcut mai nimic, n-a, cred că a jucat mai mult de 15 meciuri, și joacă la Salernitana. Păi de ce nu? De ce? N-ai vrea pe final de carieră, un final de carieră care poate ar fi trebuit să vină mai repede, știi? Adică și el și Arjen Robben putea sta liniștiți. Robben a revenit un pic, s-a retras din nou. Ribery se putea retrage liniștit sau să se ducă la Marseille sau undeva, habar n-am, să... La Galatasaray, dacă vrei, nu? Dar n-avea loc de Moruțan. Moruțan da, și da. Cicl-Dău. Și Salernitana, echipă cu o galerie frumoasă, asta știm cu toții. Cred că a jucat acolo și Andrei Cristea în trecut. Nu vreau să greșesc, dar sunt aproape sigur. Și Napoli a obținut totuși o victorie. Uite, acum te întreb în fiecare episod. Tu fără, nu vrei să recunoști fără că Napoli... Fără sine și Osimhen. E echipă de campionat în momentul ăsta. Adică are... Bine, dar tot tu spuneai că citezi din... maestrul, că Luciano Spalletti ar fi principalul dezavantaj în această luptă. Poate a mai făcut barbă albă și poate a revenit, poate e mai înțelept, nu știu, poate a fost în munți, la muntele Atos. Cred că zic că poate a mai crescut părul. Nu mă duc chiar atât de jos. Deci, să mai așteptăm, adică... Dar distanța pe care a luat-o Milan și Napoli, care nu sunt niște contendere de campionat față de Inter... Lazio, Roma, Juventus, care a pierdut la Verona weekendul ăsta. Da, a pierdut la Verona și înainte a pierdut și cu Sassuolo în campionat. Deci... Fără Vlad Chiricheș pe teren, Sassuolo a reușit chiar și fără Vlad Chiricheș să câștige un meci, în prelungire a câștigat acel meci. Iar Milanul are un test. Mai degrabă Interul are un test să vadă dacă se poate bate la campionat și în acest an cu acest lot. În marele meci de duminică, dacă nu mă înșel, cu AC Milan. Acolo să vedem nivelul lui Inter, dar și al lui AC Milan, de ce nu? Grande Tătărușanu, care a făcut un meci bun, parcă în sezonul trecut, în cupă. A scos cam totul până a venit Eriksen și a bătut o lovitură liberă pe final de meci. Da, lăsând Italia în pace, ne uităm puțin și la Spania, unde Sergi Barjuan, cred că așa se pronunță, sau Barjuan, dacă e catalan, face partea de trecere spre Xavi. Dar nu bătrânul? Da, personajul nostru Xavi, trebuie să-l facem animat, trebuie să fie un omuleț care... plutește pe aici. Păi oricum, puteți da subscribe și să vedeți episoadele din urmă, să aflați cine este Xavi bătrânul. Cine e Xavi bătrânul, like, subscribe și cel mai interesant personaj creat în acest podcast. Deocamdată. Da. Spania, în continuare, Sociedad, Sevilla sunt la vârf, Realul, dacă știe să-și calculeze pașii, va lua campionatul, zic eu, iar Barcelona e pe locul 9 sau... Da, Barcelona e un sezon de tranziție în cel mai bun caz, ca să spun așa. Adică, tranziție spre ce? Și aseară în Champions League, poate a fost Nea Mircea prea domn și n-a insistat. Și chiar și așa, Dinamo Kiev a avut o bară și încă o ocazie foarte mare. Dar cumva Barcelona a învins pentru a mai agoniza un pic în Champions League, că
s-ar putea ca meciul de pe Camp Nou cu Benfica să se termine acele speranțe de a ieși din grupă. Ca să nu mai spunem că înainte de meciul ăla e meciul cu Bayer de pe Allianz și nemții nu prea glume. Chiar că e 12 puncte. Joacă pe Allianz. Mai ales după ce e 5 de la Gladbach, e clar că o să vrei să le dai cu căruța în cap tuturor. Da, vezi, n-am zis nimic de meciul ăla, deci m-am bucurat foarte tare, dar am văzut după aia meciul cu Union 2-5 și ne-am zis, bă, a fost o întâmplare. Dar a fost bine că a fost, că poate are Borussia încă o șansă la o cupă anul ăsta. Și de ce nu? Că nu văd pe cineva. Fața lui Union Berlin? Da. Nu cred. Yeah. Union Berlin all the way, urși. Da, Spania, am uitat să vorbim de Mister Europa League la Newcastle. Se pare că Good Newcastle evening. Se gândește să-l aducă pe Unai ca să până devin cu pedigree pentru un antrenor top class sau ăsta e planul pe 5 ani cu Unai? Păi vorbeam și în trecut că n-ar fi ca un antrenor așa de tranziție cum a fost Claudio Ranieri la începutul epocii Abramovici. Mm-hmm. Nu strică, un antrenor umblat, un antrenor cu un stil destul de ok. Care a câștigat Europa League cu Manchester în finală. Dar Newcastle trebuie să spargă banii, evident, în ianuarie și să îngropească repede de tot o echipă care are nevoie de puncte. Adică, nu știu, 3-4 puncte câte au în acest moment s-ar putea să aibă un sezon reușit în Championship în sezonul mai următor, dacă nu se mișcă mai repede. Să mai aducă vreo 4 sau maxima și cred că se rezolvă. Nu? S-a maxima și verișorii lui. Bine, ok, sunt echipe încă destul de subțiri prin subțorul clasamentului. Norwich în special. Norwich în special, dar mai ai nevoie să pui vreo două sub tine și atunci, bași tu un miliard, fair play-ul financiar oricum nu te afectează, că nu ești pentru vreo cupă europeană și oricum e o mare glumă acel fair play financiar. Poate doar așa, din când în când. Hai să o pedepsim pe Trabzonspor. Sau făcut... pe Bournemouth. Da, că n-au făcut... 3 milioane. Au cumpărat detergent 20.000 de euro mai scump decât aveau. Da. A, nu, Messi nu. Cu Messi nu, că el, cu el, nu știu, abar n-am. A, Messi care încă n-a scris în Liga. Da, și atunci Unai Emery poate fi o soluție. Adică am făcut din Villarreal o trupă decentă, cu care a mai luat și o cupă europeană, tradiția lui, bineînțeles. Și atunci Newcastle poate își propune să ia Europa League în 3 ani, nu? Păi cred că în 2 ani ar putea să o ducă de la locul 16 la locul 10. Adică e capabil cu transferuri, dar problema lui este că a dovedit și la PSG că nu prea se descurcă când are vedete. Și dacă ar veni, nu știu, jucătorii, dacă l-ar aduce pe Mbappé, dau un exemplu, nu cred că va veni, dar nu știu dacă va reuși să gestioneze genul ăsta de vestiar cu 2-3-4 jucători vedetă și cu restul cărători de pian. Bine, mă îndoiesc că în ianuarie vor veni, poate nici vara viitoare nu vor veni mari vedete. Adică nu o să-l vedem, zic eu că nu vedem, Mino Raiola să ne contrazică și poate să se schimbe lucrurile. Mino Raiola sau George Mendes va fi o luptă între cei doi care umflă mai mult conturile. Dar nu cred că o să vedem vreun Haaland sau un Mbappé sau Benzema sau cine știe ce jucători. Benzema mai degrabă. Cu adevărat important la Newcastle. La final de carieră ar putea, dar nu știu. Cât de curând. Mai degrabă te duci la Borussia Dortmund, nu? Dar nu le iei pe Haaland, ce mai găsești pe acolo? Malen. Da, pe Malen, cum ar fi. Dai 120 de milioane pe Malen și Borussia face din nou afacerea secolului. Sau îl iei pe Götze de la PSV? Te duci pe Leipzig și zic, băi, cât vreți pe Poulsen? Bă, nu știu, vreau 75 de milioane. Perfect, dăm noi 100. Că ieftin. Da, exact, ia mă că ieftin. Nu. Dar dă-mi și pe Guleac, hai, că n-am portar. Și pe pe Klosterman în dreapta. Iată, whatever, nici nu știu ce joacă, dar sună bine Klosterman, hai să-l luăm. Cam așa ceva de genul va fi. Poate de-aia e nevoie de Unai Emery, pentru că nu vor fi jucători high class din prima. Da. Poate Pogba, cine știe, sau poate Donnarumma, uite, na, dacă vrei. Sergio Ramos. Dar, în rest nu cred că vor fi jucători de mare clasă și atunci Unai Emery pare soluția ideală până când José Mourinho îi va păcăli pe conducătorii
lui Newcastle și m-a spus, băi, dă-mi un salariu de 15 milioane ca să-l depășesc pe Conte, că uite, acum am doar 10 și sunt în urma lui și vă fac eu mare echipă. Trei luni mai târziu, nu vrem să știm ce se întâmplă. Sau Pep Guardiola, cine știe. Inaugurăm azi în episodul 29 o rubrică separată de, nu știai, de ponturi la final și am lăsat... Credeam că trebuie să mă uiți spre ușă, că la emisiunea Iartă-mă sau ceva. Și am ales aici 1, 2, 3, 4 meciuri, să ne dăm cu părerea, să ne dăm niște ponturi. Și o să încep cu Milan-Inter. Am zis ca să-ți fac o bucurie, tot. Ale. Care e? Asta e pontul nula. Eu cred că va fi un meci egal. Așa. X? Da. Eu aș merge pe un surprinzător GG. La 1-6, 1-7. Nu neapărat surprinzător. Adică un gol Giroud și un gol Correa și... Gata, ca să nu zic de evidentele goluri mancate de Ibrahimović, respectiv Dzeko. Sau... Da, bă, senectute la putere. 1-1, uite, vezi, avem și scorul corect. Ok. Apoi Manchester United cu Manchester City. Hai, că mi-ai zis de 1-2. 1-2 scorul, ok. Dinamo CFR ai zis, hai să încheiem cu Sevilla, Betis Sevilla. Dar și tu cu părerea, de ce mă întreb? La ce vrei să-mi dau cu părerea, Dinamo? Da, uite la Dinamo, chiar te rog. Gol în ambele reprize. Tu îți mai place pronosticul ăsta. Și la derbiul orașului Manchester? La derbiul orașului Manchester, un gol al lui Gabriel Jesus, dacă joacă. Dar cu Guardiola nu știu niciodată cine joacă. Deci. Atunci, să fii ce mai realist, a zice... Gundogan, din penalti. Gol... Ronaldo nu marchează. Cât de excentric, nu? Da, dacă e schimbat înainte de minutul 90, sigur nu marchează. Și iar Betis cu Sevilla... Două echipe care stau bine în clasamentul pe asta. Betisul chiar e în primele 6 acum. Deci... Dar Sevilla nu arată prea bine așa. E pe 2, adică... Da, ok. Știu, a pierdut în Champions. În Champions League cu Lille. What the... Și iar Betis nu arată rău deloc. Care putea să avem un meci și-a revenit totuși, că a pierdut greu la PSG etapa asta. A avut 1-0, Messi schimba la pauză. Deci ce zici la Betis? Că vom avea un meci spectaculos. Wow. 1-1, 2-2, 3-3, nu știu. Sau să nu fie la fel, un meci încins cu cartonașe, cum a fost derbiul basc, în care doar o greșeală de portar a împiedicat-o pe Real Sociedad, spre bucuria mea, care sunt fan Athletic Bilbao. Și Real Madrid, prin ricoșeu. Cum adică? Păi Real Madrid e în luptă de titlu cu... ok, nu. Da, cam acestea sunt poturi. Eu credeam că vii cu ceva mai puternic pentru mine. Păi stai că aveam la asta am și eu la Betis. Un steau cu Hermannstadt, ceva. Blow your mind. Eu aș zice, la asta zice că nu se marchează înainte de minutul 28. Am crezut că zici că nu marchează Joaquin sau ceva. Cotă 1-0-2. Da, da. A fost și ziua... lui Maradona, ar fost ziua lui Maradona în weekend, altă chestie. Am văzut filmul cu Storița încă o dată, am mai descoperit niște chestii pe Maradona. Nu mai sunt fotbaliștii ca pe timpuri. Din păcate, doar să nu fie o revoluție în care să se taie drastic din salariu și, nu știu, să revină cumva la fotbalul acela romantic, fotbalul care ne plăcea mai mult și în care poate recordurile contau mai puțin. Mamă, dau eu 7 goluri cu Preussen Münster și devin golgetter all time al lui Kickers Offenbach sau ceva de genul. Alemania. Da, contează mai puțin. Ar trebui să conteze mai puțin de recordurile cât legacy-ul, nu? Cu aceste să vorbim romgleză. Vorbe de duh ale lui Viorel închidem podcastul și cu acest aer de nostalgie. Episodul 29 din Beturi, acesta a fost. Ne revedem la episodul aniversar 30 săptămâna viitoare, când probabil vom începe să vorbim despre naționale. Da, naționale, Guadalajara, dar nu despre Mexico minus 70. Nu uitați de butonașul acela roșu, să-l apăsați. Like, subscribe și uitați-vă și pe site-ul Betul.ro pentru ponturi. Tot
puteți să faceți diferența în portofelul vostru. De ce nu? Și sport în toate.